Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurată. În această seară, doamnelor și domnilor, invitatul nostru este primarul orașului și Noul Silvaniei, domnul Septimiu Țurcaș. Bună seara, bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule primar. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă propun să începem această emisiune oarecum cu o latură culturală. Știu că veniți de la un eveniment cultural desfășurat, chiar cred că se desfășoară și acum în municipiul Zalău, dacă nu mă înșel eu. Da, absolut. Vin de la un eveniment cultural și sunt încântat că la acest eveniment actorii principali, să le spun așa, sunt și Mleoani de-ai mei. Copiii de la Silvan Art, de la Cercul de Pictură, respectiv domnul Costelaș, sunt prezenți acolo, au expus lucrările reprezentative ale lor, alături de alte lucrări din județele din jur și chiar din partea de sud a țării. I-au reușit să, apropo de pictură, e un domeniu nu prea băgăm în seamă, ni se pare foarte plictisitor, dar iată că acest domn profesor a reușit să, oarecum, să atragă atenția asupra domniei sale prin acea pictură în sticlă, o metodă foarte interesantă și văd că se ocupă foarte mult și de tineri, ceea ce este extraordinar, zic eu. Da, este un lucru extraordinar. Eu mă bucur că am reușit să-l aduc acasă pentru că l-am cunoscut prima dată la o expoziție în Zalău, aflând că de fapt este și Mleoan. I-am făcut propunerea să vină în oraș să-și desfășoare activități în Casa de Cultură a orașului Șimleu Silvaniei, lucru pe care l-a acceptat. Sigur, cu ajutorul Consiliului Local am achiziționat și acel cuptor de care avea nevoie pentru procedeul acesta special de pictură în sticlă și nu în ultimul rând a reușit să adune, din câte știu eu, 140 de copii tineri care activează la cercul acesta de pictură, 140 de Sunt mulți, un număr. oameni care vor avea, sunt înclinați spre artă, stau cu mare drag acolo. Am rămas surprins să constat că stau câte 2, 3, uneori 4 ore într-o zi, iar lucrările care au ieșit din mâinile lor, după doar un an de antrenament, să-l numesc așa, sunt de-a dreptul spectaculoase, spun eu. Foarte mult susțin, domnule, mai bine să facă ceva acești copii, să meargă, spre exemplu, la cercul de pictură, decât să stea pe nu știu unde și să facă altceva, să ajungă pe stradă. Este o inițiativă lăudabilă, zic eu. Nu vreau să plecăm de lângă cultură, mai nou ați pus foarte mare accent pe aceste activități culturale. Orașul a găzduit în ultima perioadă o serie de activități. Vorbim aici de premierea olimpicilor, de premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Vorbim de tineri cu rezultate deosebite. Ați marcat și Ziua Europei într-un mod, zic eu, foarte interesant, în sensul în care li s-a explicat tuturor care este de fapt însemnătatea acestei zile pentru noi românii, și a fost și un moment destul de emoționant cu foarte mulți oameni care au venit acolo. Nu a fost o chestiune banală peste care am trecut așa foarte ușor. Să o iau de la coadă. Vă rog. Consider, așa cum am spus-o și în data de 9 mai în Șimleu, că această zi ar trebui marcată de fiecare comunitate locală din această țară. Dintr-un motiv banal. Pentru faptul că este ziua independenței, este ziua victoriei și, nu în ultimul rând, este ziua Europei. Deci să spunem că parcurgem câteva etape importante din istoria poporului român, încununat cu intrarea României între țările premiate, să le numesc așa, respectiv membre ale Uniunii Europene. Și am făcut acest lucru în fiecare an, am făcut-o să marcăm evenimentul, pentru că trebuie să ne amintim cu mult respect de oamenii care în 1877, în 1944-45 au luptat pentru ca noi să fim astăzi liberi și nu este un lucru oarecare. Din Așa este. păcate, lista cu veteranii de război este în viață este din ce în ce mai scurtă. Am avut prezenți doi veterani de război. În anii trecuți erau mai mulți, din păcate s-au dus la cer. Cred că și ei, acești puțini care au rămas, trebuie să simtă că noi, urmașii lor,
respectăm foarte mult ceea ce au făcut ei pentru noi. Și această sărbătoare este una normală, nu este una extraordinară. Este o sărbătoare normală pe care o marcăm în fiecare an, nu în ultimul rând, cu multă mândrie. Trebuie să recunoaștem că, deși, să spun, clasele politice din anul 1989 până în prezent au luat-o pe diferite direcții. Nu a existat acest consens politic și nici nu va exista vreodată. Că ele au fost diferite și sunt. Ok, dar trebuie să apreciem că dacă au avut un drum comun, drumul acesta pe care s-au dus cei care au guvernat această țară, indiferent că au fost din partea stângă, din partea dreaptă sau din centru politic, a fost comun pentru intrarea în Uniunea Europeană. Fiecare guvern s-a străduit ca acel moment, 1 ianuarie 2007, să existe. Deci, trebuie să fim, până la urmă, mândri că am făcut și noi, oamenii politici, sau au făcut oamenii politici, ceva pentru ca România să fie o țară respectată și că mai avem încă de lucru. Mai avem probleme, dar România s-a făcut este acel pas. O țară care este membra a Uniunii Europene datorită politicului din România de după 1989 și trebuie să fim mândri de asta. Vreau să continuăm cu acel eveniment dedicat olimpicilor. Pe mine m-a impresionat pentru că, din păcate, punem prea puțin accent, aici nu mă refer la Sălaj, mă refer în general în România, pe tot ceea ce înseamnă valoare în rândul tinerilor. Sunt foarte mulți tineri cu rezultate excepționale, deși de cele mai multe ori auzim în presa centrală și numai că tinerii nu mai trec bacul, că tinerii, nu știu, nu mai trec examenele. Da, probabil că avem probleme și trebuie să lucrăm foarte mult la sistemul educațional, la tot ceea ce înseamnă acest domeniu de activitate, dar sunt și tineri cu rezultate excepționale, până la urmă. Trebuie să recunoaștem. Exact. Și acești tineri cu rezultate excepționale sunt tinerii care reprezintă școala și reprezintă județul la etapele naționale. Vă mărturisesc că unul dintre lucrurile pe care n-am reușit să le fac în această viață, din păcate, deși mi-am dorit, a fost să mă calific la Olimpiada Națională. Și poate și din acest motiv m-am străduit ca, mă rog, copiii mei, băiatul meu să reușească mai mult decât am reușit eu. Și a reușit. Da. Și pentru faptul că am știut întotdeauna să apreciez valoarea, am considerat că cei care reprezintă orașul la această fază națională, care nu este, vă mărturisesc că și eu am fost foarte bun la matematică și am intrat în primii 10 la Politehnică, dar n-am reușit să mă calific la etapa națională. Aveam un coleg de aici din Zalău de care nu puteai să treci. Deci era chiar bun. Absolut, absolut. Am fost și eu întotdeauna premiat pe la Olimpiade, dar nu am reușit să mă calific și pentru aceasta îi tratez cu mare atenție și cu mult respect pe cei care reușesc acest lucru. În fiecare an îi invit pe ei și pe profesorii lor. Într-un an am invitat chiar și părinții, apoi n-am mai reușit să fac acest lucru pentru că, spre norocul nostru, să spun, în fiecare an numărul elevilor participanți la Olimpiadele Naționale din orașul Șimleu este tot mai mare. Și realizați că dacă sunt, nu știu, 30 de elevi care vin cu 30 de profesori, deja sunt 60 și dacă mai vin și cei 60 de părinți, deja sunt prea mulți. În concluzie, invităm pe elevi în fiecare an, în care le acordăm câte un premiu ce constă într-o diplomă și o sumă de bani, nu foarte mare, nici foarte mică, nici mai știu, 2,5 milioane, parcă am dat în acest an, la fiecare care participă. Până la urmă este și un stimulent, pentru că sunt elevi care au și probleme financiare destul de mari și deplasarea la această olimpiadă, nu că îi costă neapărat pe ei, dar vă imaginați că stau câteva zile într-un oraș din această țară, timp în care colegii din altă parte, mă rog, își permit anumite mici cheltuieli și s-ar putea ca acești tineri să nu aibă banii respectiv. Și am considerat că o sumă de bani este un minim de respect pe care orașul poate acorda și până la urmă aud de multe ori în alte părți să nu sunt bani și așa mai departe. Hai să fim serioși. Deci dacă ai
30 de elevi și cheltuiești cu ei, nu știu, 50 și ceva de milioane sau 60 de milioane sau 100 de milioane, care e problema? Cred că îi merită cu prisosință. Îi merită cu prisosință. Și am făcut în fiecare an ca ei să se simtă că sunt apreciați pentru ceea ce, pentru munca lor. Iar profesorii, evident, la sfârșit, plecam cu ei și le ofeream câte o masă în semn de respect, pentru că, normal, și aplecarea lor spre acești copii a fost una care pregătești și a dat rezultat. Ce m-a impresionat pe mine a fost că am discutat cu câțiva dintre acești elevi cu rezultate deosebite. Cei mai mulți mi-au spus că, evident, mulți dintre ei poate puțin cam tineri, și mi-au spus că se gândesc să plece în străinătate pentru că, din ce au văzut ei și au auzit de la colegii mai mari, acolo le se oferă alte oportunități, alte șanse. Lucru care m-a impresionat însă, dom'le, voi ajunge în străinătate, voi studia, voi face ceva, dar în cele din urmă totuși mă gândesc să vin acasă, chiar în Șimleu, Silvan. Eu cred că dacă de aici deja pornesc, sper să nu li se schimbe gândirea, sper să rămână. Sigur, acum fiecare își dorește un viitor cât mai bun pentru el sau pentru copilul lui. Dar să știți că oamenii din zona noastră sunt foarte legați. Sunt majoritatea, faptul că lucrează, nu știu, în Spania, în Italia și așa mai departe, faptul că, nu știu, 2-3 mii de oameni din Șimleu care n-au fost recenzați sunt cu buletin de oraș și locuiesc în altă parte, faptul că vin și încep să-și construiască o casă în Șimleu, faptul că vin și investesc în Șimleu, înseamnă că totuși la un moment dat al vieții lor se gândesc să revină. Și acești tineri, sigur, imaginați-vă că unul dintre tineri ar dori să facă, nu știu, să fie medic, să nu spun, sau profesor. Și se gândește cu greu că ar putea să vină aici și să aibă un salariu de, nu știu, 200 de euro, 150-200 de euro la început. Și evident că dacă are o șansă să-și pornească viața afară, o face. Dar sperăm că și în România, până la urmă, lucrurile vor ajunge, pentru că și în România au fost salarii de profesori de 40 de dolari la început și acum sunt tot minuscule și foarte mici, dar eu cred că în timp lucrurile se vor așeza și... Încheiem capitolul cultural, ca să-i spun așa, după care vom trece și la probleme administrative, vorbim despre acel moment dedicat persoanelor care au ajuns la o vârstă și au rămas împreună, în cuplu. Zic, da. Este, mulți cred că și-ar dori să ajungă... Cred că fiecare privește cu invidie spre aceste persoane. Da, fiecare dintre acești oameni au pus câte o cărămidă la temelia orașului Șimleu. Prin ceea ce au făcut ei, prin, mă rog, locurile în care și-au desfășurat activitățile, prin copiii pe care i-au făcut și care poate că au fost oameni care au dus numele Șimleului în această țară. Prin fiecare după posibilitățile lor, nu cred că are importanță, că până la urmă fiecare om care a stat o viață în Șimleu și-a lăsat urmă în societate. Și au ajuns la o vârstă în care, din păcate, în această lume în care ordinea priorităților nu mai cunoaște nimeni, se simt oarecum singuri, în marea lor majoritate, cel puțin așa observ eu. Aceasta cu sărbătoarea de 50 de ani de căsătorie nu am inventat-o eu, s-a făcut în mulți și se face în multe orașe din această țară. Sigur, în orașul Șimleu am promovat acest eveniment în urmă cu, să nu greșesc, cred că 2006 a fost primul an și oamenii sunt de-a dreptul emoționați. Este, nu știu, un moment care pe mine mă impresionează cu adevărat. Este momentul lor, adică acolo e deja... În care ei simt că totuși cineva și-a amintit de ei și faptul că orașul îi sărbătorește. Cele câteva ore în care stăm împreună, este acea sărbătoare la primărie, apoi urmat de un spectacol pe care îl oferim lor și, nu în ultimul rând, ne deplasăm la un restaurant și servim o masă împreună, masă la care povestim foarte multe lucruri.
Dar este întotdeauna acest moment pentru mine, cred că a fost unul care mă impresionează în decursul anului calendaristic cel mai tare. Ce am observat eu acolo, pentru că am fost și eu prezent la acest eveniment, s-a bucurat inclusiv pentru că s-au întâlnit aceste persoane între ele și au discutat, au depănat amintiri, dom'le, uite cum era orașul, l-ai cunoscut pe cutare și pe cutare, a fost un moment într-adevăr plin de emoție. Bun, vă propun, domnule primar, să continuăm discuțiile noastre legate de administrația din orașul Șimleu-Silvania. A venit și primăvara, vreau să povestim puțin despre cum arată orașul în această perioadă și la ce v-ați gândit, pe unde vreți să mai lucrați, ce vreți să mai faceți în perioada iarnă următoare. Păi haideți să pornim din punct de vedere financiar. E greu? Toată lumea se plânge, noi n-avem bani. N-avem bani, nu mai facem nimic sau facem puțin. Cred că niciodată n-am avut conturile primăriei așa de consistente ca și acum. Mă rog, există și eu, am încercat să promovăm și acea disciplină financiară de care este atâta nevoie. Am mai luat un domn care se ocupă de executări silite, am preluat prin transfer pentru că angajări nu se pot face. Să spun spre norocul nostru, sau luați-o cum vreți, a avut o anumită funcție în Zalău și, mă rog, s-au schimbat lucrurile. Anumite lucruri, nu? S-au schimbat anumite lucruri și eu am beneficiat de faptul că era funcționar public și am putut să-l preiau prin transfer. Și se văd lucrurile, pentru că încep să se încaseze bani mai mulți. Ordine, a început să... Sigur, începem să facem executări silite, să, mă rog, să-i conștientizăm pe oameni că trebuie să și plătească datorile pe oameni, în special pe firme, pentru că acolo este indisciplina mai mare peste tot, din păcate, sigur. Sunt care nu au n-au posibilități, dar sunt, ca să folosesc un cuvânt mai urât, sunt și foarte mulți șmecheri care se obișnuiesc că statul acesta și administrația locală este o capră foarte bună de mulți și este foarte în regulă să se facă că uitați să-și plătească datoriile, că poate odată vor scăpa. Și cine știe, poate că au văzut, domnule, n-am plătit anul acesta, nu mi s-a întâmplat nimic, n-am plătit anul următor, nu s-a întâmplat nimic și probabil că... Deci, din punct de vedere financiar, pot să-i liniștesc și să-i asigur pe șimleoani că avem capacitatea de a ne duce investițiile pe care ni le-am propus și în acest an fără niciun fel de problemă. Sigur, investițiile majore au fost finalizate. Deci dacă iau, de exemplu, partea de străzi, sunt puține străzi unde sunt probleme față de ce era în urmă cu, nu știu, să vă spun, 4 ani sau 5 ani de zile. Am văzut că s-a lucrat foarte mult și la partea de parcări. Partea centrală a orașului, ralantiuri montate. Da, avem un contract pe care îl este în execuție. În acest an se finalizează, în care ne-am propus să facem 20.000 de metri pătrați de trotuare. Se lucrează și acum, și pe zona centrală, pe zone laterale. Mai sunt anumite locuri despre care ne-au scăpat. Sigur că vom continua, pentru că eu cred că am tras un los câștigător cu lucrările care se fac acum în oraș, pentru că sunt, din punct de vedere calitativ, super în regulă, din punct de vedere economic foarte, foarte mulțumitoare, deci mai ieftine decât am făcut în urmă cu câțiva ani, când n-am avut atâția participanți la licitație. Una peste alta, orașul, zic eu, că în fiecare secundă devine tot mai frumos. Sigur, sunt încă multe probleme și care, mă rog, de multe ori mi se repetă, de o dată, de 10 ori spun, domnule, vom face, nu știu, jumătate din, să vă dau un exemplu, asfaltăm jumătate din strada cu Zavodă. O spun astăzi, o mai spun peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni și ieri pune cineva o întrebare, da, strada cu Zavodă. Până la urmă,
Na, oamenii nu întotdeauna observă sau sunt pe fază când le scriu câte ceva pe grupurile astea de socializare și poate uneori se supără că nu răspund, dar nu vreau nici să devin țâcâitor pentru alții, nici enervant pentru cei care pun aceleași întrebări de sute de ori. Avem încă probleme multe de făcut în oraș, dar în funcție de capacitatea tehnică și financiară, le facem încet. Nu putem să le facem toate deodată. Nu, absolut. Și Tehnica pașilor mărunți, că sunt lucruri care, mă rog, trebuie să, până la urmă, să le... unul își dorește, nu știu, vă dau un exemplu acum despre care am observat că se discută, nu are legătură cu investițiile. Sunt 20 de oameni care iubesc foarte mult, foarte, foarte mult câinii vagabond sau 30 de oameni. Nu, pentru ei nu are importanță că mai există încă 14.000 cărora li frică de ei. Dar asta e. Ei Laura, văd lucrurile într-un anumit trebuie să iai decizia care să mulțumească pe majoritatea. Apropo de câini vagabonzi, aveți probleme în oraș cu câini vagabonzi? Sunt anumite zone și sunt câteva persoane, vreo 3-4, care pur și simplu toată ziua stau după ei, nu știu, cred că mai și aduc de la... știu că este o doamnă care în urmă cu câțiva ani aveam un contract cu o firmă din Baia Mare, care ne lua câinii și îi ducea în Baia Mare. Și, mă rog, i-a dispărut un câine, că dânsa are vreo, nu știu, că 10, 5, 17, Mare habar n-am iubitoare de câți, animale. pe care îi ține pe domeniul public, asta nu se înțelege, îi ține pe domeniul public. Vreau să vă spun că în momentul în care se afla că vine firma din Baia Mare, pentru că o rudenie foarte apropiată de a doamnei se ocupa oarecum cu această problemă, adică anunța firma din Și Baia Mare, probabil. Vreau să vă spun că dispăreau câinii. unde Dumnezeu îi băga? În cămară? Nu, știu, îi ținea și prin casă și, mă rog. Ideea e că acești câini n-au ce căuta pe domeniul public. Știu că foarte multe persoane îi iubesc. Și, mă rog, și mie îmi sunt dragi animalele și eu am acasă câine, dar faptul că îs aduși de nu știu cine, sunt foarte mulți care sunt aduși de pe la țară, că la un moment dat te trezești că mai vine câte o mașină și îți mai parchează încă Îi lasă în 30 de oraș. câini. Faptul că îi ridicăm, că îi ridicăm periodic, avem contract cu, cum se numește, cu firma aceasta din Zalău, Cu o societate, mă rog, cu o să nu le societate dăm numele. din Zalău care face acest lucru și în orașul Zalău. Sigur, din păcate, deci eu nu consider în acest moment că este o prioritate, de exemplu, să ne facem serviciul nostru, să angajăm doi oameni și să facem un țarc în care să-i ținem și să-i hrănim. Pentru că sunt destule probleme, încă nu avem capacitatea de a susține așa cum ar trebui o cantină socială și nu, Da, este un punct interesant, într-adevăr. mi s-ar părea strigător la cer să facem țarcuri pentru câini și așa mai departe. Deci da, din acest punct de vedere eu sunt dușman pe fața al câinilor vagabonzi și nici nu mai permit luxul de a anunța că mâine este o acțiune de recoltat câini. Pentru Bun. faptul că te trezești că nu-i mai ai. Deci vă spun că anul trecut am ridicat aproximativ 35 de câini. Foarte puțini. Dar în momentul în care începeam acțiunea, mă rog, se plimbau băieții ăștia din Zalău câteva zile pe acolo, dar prea dădeam de ei. S-au făcut și abuzuri, recunosc, sigur că acum o lungim prea mult cu câinii ăștia, Nu, da? e un subiect. S-au făcut și abuzuri, am avut cunoștință că anumite persoane au otrăvit aceste animale și, mă rog, care au murit chinuindu-se. Este un lucru absolut, absolut, Nu cred că se rezolvă așa nu, problema. nu, este un lucru absolut mârlănesc. Dar au fost persoane și, probabil oameni care pur și simplu au avut probleme și probabil le-a fost frică pentru copiii lor și au făcut astfel de lucruri urâte. Nu se Noi nu, poate. noi avem o firmă pe care o plătim să ne aducă, îi face zălăoani,
Acum sper că nu se supără cei din Zalău. Îi aduce aici la țarcurile care le au ei și asta e legea. Știți cum e? Au sărit organizațiile de ani de zile și mai Da. sar încă. Dom'le, câinii vagabonzi este împotriva. Bun, dar nu au venit cu niște soluții. În momentul în care te duci cu copilul pe stradă și apare o haită de câini sau ce Dumnezeu ar fi, e o problemă, este o problemă gravă, din punctul meu de vedere. Să vină acele organizații, să ia câinii și, nu știu, să-i ducă, să aibă grijă de ei, să-i întrețină, să... Nu cred că e... Cred că mai înainte de toate trebuie să avem grijă de vorba De noastră, oameni, de de oameni în oameni special. și... Bun, vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim și vom continua discuția, doamnă primar. Ne întâlnim peste câteva minute, doamnelor și domnilor. Superclean vă oferă servicii profesionale de curățare costume, rochii simple sau de ocazie, paltoane, uniforme școlare, haine de piele și blană, rochii de mireasă, spălat și călcat lenjerie. Folosește timpul pentru activități plăcute pentru tine și familie. De spălatul și curățatul hainelor, lenjeriei, perdelelor, ne ocupăm noi. Satisfacția noastră este îndeplinirea exigențelor dumneavoastră. Superclean vă oferă toată gama de servicii profesionale de curățenie cu cel mai mic timp de așteptare din sălaj, doar 4 ore de la predarea hainelor. Serviciile spălătoriei Superclean sunt acum mult mai la îndemână. Venim la tine, luăm hainele, le curățăm și ți le aducem înapoi gata pentru a fi purtate. Încercați serviciile Superclean și cu siguranță deveniți clientul nostru. Ne găsiți în Zalău, pe strada Capitan Maxim de Constantin, lângă Biblioteca Județeană, de luni până vineri între orele 8 și 20 și sâmbătă între orele 8 și 14 sau la telefon 0744 607 536. Pentru noi fiecare client este important. Superclean, imaginea ta fără pete! Florăria Cochet vă invită la frumos, parfum și culoare prin aranjamentele florale pe care vi le pune la dispoziție. Decorațiuni și aranjamente florale pentru nunți, botezuri, evenimente speciale din viața dumneavoastră. Realizăm și coroane pentru clipele triste din viața dumneavoastră, într-o manieră profesională, cu o atenție specială pentru calitate, detaliu și prospețime. Pentru comenzi, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0742 140 861. Ne găsiți zilnic între orele 8:20 și duminica între orele 9:17 în stația Perla. Florăria Cochet. Frumusețe, parfum și culoare. Agenția de turism Avias Transilvania Eurolines. Aici găsiți bilete de avion la tarife avantajoase în România și oriunde în lume. Bilete autocar Eurolines, oferte speciale pentru vacanțe, litoral România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania, Croația și multe alte destinații. Munte, Balneo România, programe sociale de odihnă și tratament în stațiunile balneare. Tarife de la 330 de lei per persoană pentru sejur de 7 nopți. Circuite oriunde în Europa, croaziere la tarife promoționale. Adresa noastră: Zalău, strada Crișani, numărul 4, bloc T159, scara F. Telefon 0260 615 315 0731 378 339. Mes Avias Transilvania Turism at yahoo.com, www.aviastransilvania.ro și e-mail office@aviastransilvania.ro. Zice, îți protserv SRL, ți este aproape în cele mai grele momente cu servicii de înhumare complete. Te putem ajuta să aranjezi înmormântarea în cel mai mic detaliu, oferindu-ți toate serviciile de care ai nevoie, indiferent de confesiune. Contactează-ne! Când ești copleșit de durerea pierderii celor dragi, eliberează-te de stresul organizării funerariilor. Noi suntem profesioniști, de la îmbălsămare, îmbrăcare, cosmetică, transport de la spital și până la toată gama de sicrie, cruci, monumente funerale, flori sau accesorii, batiste, prosoape, îți oferim cele mai bune oferte din zonă. Ne ocupăm și de întocmirea dosarului pentru ajutorul de înmormântare și asigurăm meniul pentru pomană în orice localitate din Sălaj.
Personalul calificat de la SCE Protserv SRL stă la dispoziție inclusiv pentru întreținerea mormintelor, dacă alegi unul dintre cele 12 cimitire pe care le avem în administrare. Vrei să amâni cu câteva zile înmormântarea? Nicio problemă! Noi îți punem la dispoziție camere frigorifice și mașini special amenajate pentru ca toți cei dragi să-și poată lua rămas bun. Contactează-ne la orice oră la numerele de telefon 0745 899 939 sau 0260 67 6551. Ne găsești în Șimneul Silvaniei pe strada Ion Creangă, numărul 18, zona Liceului Industrial, zilnic între orele 6 și 22. SCE-ți Protserv SRL, alături de tine în cele mai grele momente. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. În această seară, invitatul nostru este primarul orașului Șimneul Silvaniei, domnul Septimiu Țurcaș. Apropo de orașul Șimneul Silvaniei, domnule primar, este cunoscut și pentru un produs deja, nu cred că exagerez când spun celebru, cel puțin la nivel național, acel vin spumant. Nu vreau să facem reclamă niciunei firme, până la urmă este un produs, un simbol al orașului. Știu că această societate a fost vândută. Cum vedeți dumneavoastră situația acolo? Va continua activitatea, societatea? Au fost și mulți pesimiști care au spus, doamna, nu, domnule, cred că această firmă va intra în faliment. Da. Deocamdată a fost acea licitație prin care a fost adjudecată societatea cu o sumă bună, spun eu. Adică în condițiile în care au pornit licitația la 17 miliarde, s-au adjudecat-o cu 44 plus TVA. Eu spun că fostul proprietar, care în acest moment are deschide acțiuni judecătorești pe bandă, ar trebui să-și facă cruce și cu cealaltă mână, nu numai cu dreapta. Pentru faptul că în urma plății datoriilor pe care le are societatea față de finanțele publice, față de primăria noastră, Sărmășac și încă câteva câțiva pe care are pe listă, rămâne cu o grămadă de bani în condițiile în care acolo mare lucru nu s-a făcut în ultimul timp. Știu că poarta este aceeași de când... Acum ce se întâmplă? În prima fază trebuie să încheie trebuie să se încheie aceste procese pentru ca noul proprietar să poată să intre pe poartă, ca să spun așa. Am avut o discuție cu dânsul pentru că este din zona noastră, am avut o discuție după licitație și am vrut să facă și altceva acolo în afară de activitatea propriu-zisă și am convenit că acest lucru nu este potrivit, adică nu poți să faci la fabrica de medicamente să faci și o secție de cuie, că nu, n-au legătură una cu alta. Ce să vă spun? Eu sper că această fabrică de șampanie își va reveni. Pentru faptul că persoanele respective, cu toate că, mă rog, au fost contestate de unul și de altul pe anumite linii de afaceri. Din punctul meu de vedere, acolo unde lucrează, unde și-au pus mâna, lucrează bine. Noi am avut, ca și primărie, o lucrare importantă cu acea societate, nu e niciun secret, ambulatorul spitalului, și oricine care pășește în ambulatorul spitalului se consideră că este într-un spital occidental de clasă. Aveați deja și niște argumente, adică ați văzut calitativ ce... Eu n-am avut nicio legătură, eu ca și reprezentant al șimleoanilor pentru care șampania este un simbol. Am fost un observator
foarte atent al acestor faze care s-au întâmplat. Evident, solicitație. Noi ca și primărie am avut și noi reprezentant, jurist reprezentant acolo, pentru faptul că avem de încasat câțiva bănuți acolo și evident că nu mi-este tot una. Sigur, am avut și, să spun, văzând cine participă la licitație, am avut și chiar niște discuții cu un sălăjan de-al nostru care este stabilit în Canada. M-am și exprimat și atunci că m-aș fi bucurat să câștige domnia sa pentru faptul că era foarte, foarte motivat pentru fabrică. A câștigat. Cine a câștigat? Există perspectiva ca această fabrică să fie ce a fost odată și evident să fie retehnologizată, pentru că un om care dă 1 milion de euro plus TVA pe un obiectiv nu îl dă să se gândească să îl dea la fier vechi sau să facă... Nu cred că prea are ce să taie de acolo ca să îl dea la fier vechi. Deci eu spun că este o investiție pe termen lung. Este o investiție care, din care se pot face peste ani, nu foarte puțini, peste câțiva ani se pot face bani. Și nu în ultimul rând, sigur, să ai un asemenea brand care există de fapt și să-l gestionezi, nu-i la îndemână oricui. Eu îmi doresc, ca și oricare alt șimleoan, și pentru aceasta mă voi implica. Iar, așa cum am spus, dacă lucrurile vor fi bune acolo, noi ca și primărie putem să fim un partener real în a face și mai cunoscută această șampanie în România, pentru că eu cred că aici, așa cum am discutat și cu dumneavoastră înainte, cred că aici s-a greșit foarte mult, pentru faptul că, uite, exact cum îmi spuneați înainte, vrei să cumperi o șampanie din Zalău, nu știi în ce direcție să o iei. Au venit din București, zic, dom'le, vreau să cumpăr două produse, fac acum o paranteză, pălincă și șampanie din Șimleu. Nici pălinca, nici șampania nu e pe raftul magazinului. Există, este o problemă. Faptul că nu ai avut capacitatea de a-ți vinde marfa, de a-ți o pune pe raft undeva, înseamnă că ai o problemă tu ca și om care te ocupi cu asta. Eu spun că o investiție așa încă 5-600 de mii de euro ar putea face ca șampania să pornească. Pentru că nu mai poți să lucrezi, sunt anumite puncte care trebuie investite. Nu mai poți să lucrezi cu uzate probabil și moral și fizic. Și da, de 40 de ani de zile cu aceleași tipuri de utilaje care, mă rog, nu le mai prea găsești, pentru că productivitatea este minimă. Spunea, și aici îl citesc, nu spun eu pentru că eu nu sunt specialist în domeniu, inginerul Oprea de la Direcția Agricolă Sălaj, că această băutură obținută în Șimleu este aproape similară, spunea el, repet, cu celebra șampanie franțuzească. Singura diferență că noi nu putem utiliza acel nume pentru că este un titlu înregistrat al francezilor. Absolut. De fapt, tehnica este aceeași. Dar... Și este, da, fără lipsă de modestie, este cea mai bună șampanie din România. Deci cine spune altceva înseamnă că nu gusta șampania de Șimleu. Bun, vreau să ne continuăm discuțiile. Haideți să sperăm că va fi bine. Nu știu. Eu am fost foarte optimist și încă am avut discuții cu mulți șimleoane ai mei. Doamne, ești prea optimist, așa parcă le-ai ști de undeva. Nu. Flerul meu îmi spune că această fabrică își va reveni și va fi ceea ce a fost odată pentru orașul nostru. Asta ar însemna locuri de muncă, ar însemna, nu știu, să aducă imagine orașului. Cred că va fi o chestiune, se va completa orașul cu firma. N-ar avea de ce să nu meargă teoretic, pentru că eu știu că este un produs, repet, solicitat din semnalele pe care eu le am. Și sunt semnale pertinente. Acest punct nu trebuie să fie din punctul meu de vedere. Dacă mă întrebați pe mine care este părerea mea, nu trebuie să fie doar un punct în care se face șampanie și se vinde. Pentru că
din punct de vedere geografic, este plasat într-o zonă foarte bună și poate să fie un loc turistic unde... Aici vreau să ajung, exact. Nu știu, vă dau un exemplu. Când are cineva din Chișinău o delegație oficială de la primarul Chișinăului și terminând cu, nu știu, un pretor de sector, cum sunt la noi sectoarele în București, și au musafiri, se duc la Mineștii Mici, se duc la Cricova, unde au toate condițiile de a se simți foarte bine în acele locații. Har Domnului, sunt galerii cu kilometri. Cât sunt de lungi, domnule primar? Că tot se vorbește, unii spun tot felul, 15, 20, 3 kilometri, nu știu cât au. 3 kilometri jumătate și mai sunt încă niște galerii care nu sunt, deschise accesului, dar cred că sunt vreo 5-6 kilometri acolo. Cine sunt vechi, cred că, de când lumea și pământul. Imaginați-vă că aceste galerii foarte simplu ar putea fi transformate în locuri în care oamenii se pot simți bine. Deci te duci în Cricova și ai impresia că ești într-un loc pe, nu știu, în Caraibe, de exemplu, într-o anumită sală, cu toate că ești sub pământ 10 de metri. Cu investiție, cu dorință, eu zic că se pot face lucruri frumoase acolo și oamenii de musafiri de seamă care vor veni în Zalău, de ce nu în Oradea sau în orașele din zonă, vor veni să-și petreacă câteva clipe acolo. Sper. Să vedem partea plină a paharului, să sperăm că lucrurile vor merge și că această societate va renaște și va fi... Timpul trece foarte repede, domnule primar. Ați spomenit, trecem de la un capitol altul, de ambulatoriul spitalului din localitate. Cum merg lucrurile acolo? Sunt probleme, nu sunt? M-am bucurat că s-a negociat un contract bun cu Casa de Asigurări de Sănătate și chiar îi spuneam domnului director într-o discuție telefonică, domnului director Tăut, într-o discuție telefonică pe care am avut-o, că apreciez foarte mult că domnia sa este un tip care face o ofertă mai mică și în final este mai mare. La fel și eu, în general, promit lucruri mai puține și mă străduiesc să fac mai multe. Deci contractul pe care l-a semnat spitalul este unul mai mult decât rezonabil. Problema este cât din acest contract vor reuși să deconteze. În ce sens? În sensul că suntem, așa, să folosesc o glumă, la mâna domnilor, a doctorilor. Pentru că dacă am reușit să luăm toți banii pe care-s contractați, ar fi nu bine, ci foarte bine. Dar nu va exista cu siguranță capacitatea de a lua toată suma din contract, dar important este să luăm cât mai mult din această sumă. Și, deci este mult mai bun, contractul este mult mai bun decât cel de anul trecut, contractul semnat. Acum, evident că CSU, Casa de Sănătate, va deconta doar ceea ce se va realiza. Sper să avem cât mai multe realizări. Sigur, avem o problemă, avem încă mulți medici, a venit un doctor rezident la spital, avem încă mulți medici rezidenți și nu putem să beneficiem de prezența lor în spital. Sperăm că vor fi cât mai mulți dintre ei, vor rămâne în spitalul din Șimleu. Asta viitorul ne va arăta. Înțeles că anul acesta mai trebuie să vină doi încă. Noi ne vom strădui să le asigurăm toate condițiile, vrem să amenajăm și o casă pentru medici. Deci avem toată deschiderea pentru asta și sper că și spitalul Șimleu, indiferent cine vrea să spună altceva, spitalul Șimleu este o zonă în care se preiau multe cazuri din zonă. Sigur, nu toate, că multe vin Valea Barcoului, Valea Craznei, cam dar ajuns. Cine spune că este ineficient și ar trebui toate lucrurile să rămână doar spitalul județean, nu cred că ar fi foarte bine ca toți oamenii care stau și prin spitale tip Șimleu, Crazna sau Jibou să vină toți aici la județ. Păi până ajunge din Preoteasa în Zalău, cam trece ceva timp. Și... Da. S-ar putea să și moară puțin. Da. Așa este. Pentru că suntem la final de emisiune, haideți să terminăm emisiunea într-o notă optimistă, că pesimist văd și cred că și noastră poate vedeți mai mult decât mine. Cum stați cu sportul? Mulțumit de evoluția echipei de volei, domnule primar?
Să știți că sunt foarte optimist în viață. Foarte bine, atitudinea... Nu sunt pesimist, am o atitudine foarte pozitivă. Da, sunt mulțumit. Deci, un oraș ca și Șimleu să aibă o echipă pe prima scenă și dacă acel loc egal cu nouă, este regulă. Avem vreo două persoane la care vom renunța. Avem încă discuții cu încă câțiva volebaliști. N-am dat nume, sună și colegii dumneavoastră de la presă, mai nou încep să... Dar s-a stabilit despre cine este vorba, mă gândesc, despre cei care vor pleca. Da, s-a stabilit, sigur că da, dar până când avem lotul clarificat, nu mai vreau să ne dăm cu părerea prin presă, pentru că s-ar putea că lucrurile să nu fie. De exemplu, unul dintre jucătorii cu care am vrut să... și au fost ceva discuții, a fost băiatul acesta, ridicătorul, care a venit de la Cluj. Ei, dacă ne apucam prin presă că vrem să-l aducem pe ridicătorul de la Cluj, deja demonstram că suntem niște mincinoși. În concluzie, chiar le transmit pe această cale colegilor să nu mă mai sune pe tema asta, pentru că ideea este că vom avea o echipă care va rămâne în divizia A. Bucuria 400-500 de oameni care sunt la fiecare meci în sală și cred că ei merită această sumă pe care am pus-o în bugetul local. Sigur, multă lume spune că sunt foarte mulți bani. Da, sunt mulți bani dacă privești prin, nu știu, metri de trotuare sau prin faptul că am putea asfalta 1,5 km de stradă cu banii care îi dăm la volei. Dar nu toate lucrurile în această viață se măsură, se trec, se contorizează prin trotuare, prin spații verzi, prin nu mai știu ce, prin canalizare, pentru că trebuie să existe, așa cum discutam la început, despre cultură, unde trebuie să învățăm pe oameni să se ducă, nu să le punem taxe de nu știu cât la intrare când vreau să se ducă la teatru. Prima dată trebuie să învățăm să se ducă la teatru, să chemăm, să fie spectacole în oraș. Tot la fel și cu sportul. Deci, cred că sunt destule necazuri în această lume. Cu siguranță, din păcate. Pentru a, nu știu, deci mie, acum nu vreau, fiecare face ce crede, dar mi se pare și să pui taxă de 2 lei, de 3 lei la intrare în sala de sport. Mie, din punctul meu de vedere, mi se pare neserios, pentru faptul că sumele care se adună sunt mici și s-ar putea ca un sfert din cei care sunt în sală să nu mai meargă, pentru că spune, domnule, nu pot să dau 5 lei, că sunt, nu stau foarte bine financiar și nu mă duc la meci. Da, vom avea o echipă de divizia A, dintre jucătorii pe care avem și pe care ne-i dorim. Discuțiile au fost Bala mi-a făcut mie impresia că și-ar dori să plece, dar s-a exprimat că dacă nu va prinde un contract în afara țării, va rămâne în Șimleu. Mă bucur că Cristi Pop rămâne. Din punctul meu de vedere, este cel mai serios jucător a echipei Phoenix. Este sălăjan, este bun, este de aici, tânăr. De casă. Da. Vom avea o echipă și eu cred că va fi bine și anul viitor. Politic, o ultimă întrebare, atât, în două minuțele. Da, ce mai faceți? Nimic. Bun, nimic. Mi-ați răspuns, mulțumesc. Nu mai fac mult. Nimic pentru faptul că politica mea este angajamentul pe care l-am făcut cu oamenii din Șimleu și oamenii din Șimleu nu cred că m-au votat de la nu știu care partid, ci m-au votat că le-am... Au votat omul și da. E clar. Avem timp cu politica, o să o facem altă dată. Politica mea este politica orașului în acest moment. N-are rost să fac altfel de angajamente, pentru că acesta este angajamentul pe care mi l-am luat în fața oamenilor și în rest... Poate reuși să-i convinge și pe alți colegi de noastră vis-a-vis de acest sentiment, să înțeleagă totuși cum stau lucrurile. Dar nu-mi doresc să conving pe nimeni. Eu am convingerile mele și mă duc cu ele înainte. Bun,
Mulțumesc tare mult, domnule primar, pentru intervențiile dumneavoastră. Vă așteptăm și într-o altă emisiune pentru a mai discuta despre orașul și Milan Silvanie. Sunt foarte multe de discutat. Cine știe, poate vom vorbi la un moment dat despre un turism. Doresc foarte mult, spre exemplu, să discutăm despre... N-am discutat niciodată despre Măgura și Mleului la modul concret. E din ce în ce mai căutată. O vom face cu siguranță într-o emisiune următoare. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor. Mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și în această seară. Să aveți o noapte liniștită. La revedere!